Bun găsit la știri, președintele Klaus Iohannis iese în public. A anunțat că va susține astăzi la ora 18 o conferință de presă. Această conferință vine odată cu modificările fiscale, cu anunțul ministrului sănătății privind reîntoarcerea pandemiei și cu semnarea protocolului de aderare la NATO de către Suedia și Finlanda. Colega mea, Gabriela Mihai, ne spune mai multe. Te ascultăm, Gabriela, ce se știe până acum despre această conferință de presă? Bun găsit! La ora 18, președintele României, Klaus Iohannis, va susține această conferință de presă la Palatul Cotroceni. Este prima astfel de conferință de presă la Palatul Cotroceni după mai bine de un an și important de precizat este că această conferință de presă vine și într-o zi istorică, am putea spune, pentru că astăzi Suedia și Finlanda au semnat protocolul de aderare la NATO, asta după ce ne reamintim că în cadrul summitului de la Madrid, inclusiv Turcia a fost de acord cu sprijinul pe care îl acordă pentru aderarea celor două state la NATO. Așadar, astăzi avem această zi istorică. Pe de altă parte, conferința de presă susținută de președintele României, Klaus Iohannis, vine și în contextul în care vedem că au fost anunțate și făcute publice noile modificări la codul fiscal, noi măsuri fiscale mult discutate în ultima perioadă în coaliția de guvernare, dar și în spațiul public și de asemenea puse în transparență publică de aseară de Ministerul Finanțelor Publice. Urmează ca aceste măsuri să fie adoptate cel mai târziu săptămâna viitoare de guvern și totodată vă reamintesc că ieri ministrul sănătății Alexandru Rafila a atras atenția că există un nou pericol în privința pandemiei de COVID-19 în contextul în care a crescut accelerat numărul cazurilor în ultima perioadă și tot ministrul sănătății venea cu o recomandare pentru toți românii și anume aceea ca în spațiile publice să fie purtată masca de protecție, fie că vorbim despre birouri, fie că vorbim despre mijloace de transport în comun, în general spații închise și spații aglomerate. Vedem așadar că astăzi, la ora 18, în acest context, președintele României, Klaus Iohannis, iese într-o conferință de presă pe care o puteți urmări în direct pe B1 TV. Gabriela, mulțumim! Pentru tot mai mulți turiști, vacanța începe, dar se și termină pe aeroport. Companiile europene au anulat până acum, din cauza grevelor, peste 40.000 de zboruri programate în intervalul 1 iulie 30 septembrie. Și aeroporturile duc lipsă de angajați după restructurările făcute în ultimii 2 ani din cauza pandemiei. În țara noastră, până acum, au fost depuse la ANPC aproximativ 700.000 de plângeri din cauza curselor aeriene anulate. Deocamdată au fost soluționate cam 10% din aceste reclamații, iar companiile trebuie să plătească peste 10 milioane de euro turiștilor păgubiți. Ne spune mai multe despre acest val de sesizări Horia Constantinescu, președinte ANPC. Bună ziua! Bună ziua! Trebuie să încep prin a face o corectură. Sunt situații care depășesc numărul de 10.000 de consumatori vătămați. Din păcate, spun eu, depuse foarte puține sesizări. Numărul de care vorbesc, cel de 10.000, este obținut în urma desfășurării acțiunii de fond la unul dintre operatorii de curse aeriene. Am luat de asemenea în calcul faptul că sunt la unul singur dintre acești operatori antamate curse cu peste 600.000 de consumatori. Acest lucru ne face să ne ridicăm mari semne de întrebare legate de ceea ce va urma. Gândiți-vă că la acest moment, la nivelul Europei, se anulează curse și au întârzieri la toate companiile ce desfășoară activitate pe raza europeană, în așa fel încât lucrurile par să se complice și nici de cum să se simplifice. Vreau să vă întreb ce ar trebui să știe cineva care vrea să apeleze la dumneavoastră, care a fost într-o astfel de situație, un zbor anulat, amânat foarte multă vreme. Ar trebui să păstreze chitanțele, biletele? Sunt câteva detalii care pot să ușureze rezolvarea problemei, nu?
fără discuție că da, și în materialul pe care ne-l trimite să menționez exact situația legată de cursa aeriană respectivă. De asemenea, trebuie să ia în calcul că un prim pas trebuie să fie în raport direct cu operatorul economic, sesizându-i această situație, solicitând rambursarea banilor și eventual și despăgubiri pentru situațiile negative create, rămânând ca în cazul unui răspuns prea întârziat sau unul nesatisfăcător să se adreseze autorității noastre la mail-urile reclamații cu 2i. Județul din în care locuiesc @ndpc.ro sau pe pagina noastră de internet www.anpc.ro. Aveți acolo un formular de sesizări ce ajunge direct la cei însărcinați cu cercetarea acestea. Da, foarte important aceste precizări. Păstrați biletele, păstrați dovezile pentru aceste probleme pe care le-ați întâmpinat la companiile aeriene pentru zboruri, vacanțe. Mulțumesc foarte mult! A fost în legătură telefonică directă cu noi președintele ANPC. București, capitala europeană 2022. Nimic nu ar face diferența, nimic nu ar diferenția orașul de o altă capitală din Uniunea Europeană. Poate doar lipsa apei calde. Apă caldă care dispare din aproape tot Bucureștiul. Așa anunță chiar Termoenergetica și-au găsit de lucru angajații la toate conductele din capitală. Termoenergetica ne anunță printr-un comunicat că în următoarele zile cei mai mulți dintre bucureșteni nu vor avea apă caldă. Așa că probabil ne vom înghesui cu toții prin fântânile de la Unirii să ne spălăm. Revenind la comunicatul celor de la Termoenergetica, documentul este foarte stufos și ne explică cum lucrările depind de diametrul conductelor, care cu cât sunt mai groase, cu atât sunt înlocuite mai greu. Detalii care ne interesează prea puțin. Tot ce trebuie să reținem este că vor exista deficiențe în furnizarea agentului termic pentru apă caldă de consum în sectoarele 2, 3, 4 și, parțial, sectoarele 1, zonele Aviației și Floreasca și 5 în zona Giurgiu, după cum anunță Termoenergetica. Iar dacă îl ascultăm pe Nicu Șordan, avem și niște explicații și ar trebui să fim înțelegători. E doar ghinion, spune edilul capitalei. Am avut ghinion cu războiul din Ucraina și trebuia să înceapă în martie, o să înceapă acum în iulie. Ucraina era un mare producător de metal. În momentul în care a început războiul din Ucraina, s-a perturbat fluxul de materiale de construcții, și în special pe zona de metal și în special pe zona de conducte. Și anumiți prestatori cu care noi eram în contract, firme foarte serioase care au câștigat contractul la sfârșitul anului trecut și cu care noi puteam să dăm ordin de începere la începutul lunii martie, nu au reușit să-și procure materiale din cauza lipsei lor de pe piață. Important este că primarul general este mulțumit de mandatul său. A rezolvat probleme structurale. Asta ar trebui să țină loc de apă caldă sau să le încălzească la iarnă. Am încercat să fac acele lucruri care sunt structurale pentru București, iar din cauza tot ce înseamnă proceduri administrative, efectele se vor vedea puțin mai târziu. Eu sunt mulțumit de ceea ce am. Bineînțeles că am niște reproșuri să-mi fac, dar în ansamblu sunt mulțumit că m-am dus exact în punctele dureroase. CFR Călătorii a găsit o scuză halucinantă pentru faptul că pe caniculă aerul condiționat din trenul nu funcționează. Este prea cald afară. Din ce știm noi, chiar acum, pe caniculă este nevoie de aer condiționat, dar la CFR totul merge altfel. Sau, mai bine spus, nu merge. După zeci și sute de sesizări și de reclamații venite de la călătorii care se sufocă în trenurile care se târie pe căile ferate din România, CFR Călătorii a venit cu o explicație. Este imposibil să meargă aerul condiționat în vagoane pentru că este prea cald afară. Instalațiile de climatizare din trenuri nu mai pot atinge valorile de regim optim de funcționare, având în vedere că media temperaturilor exterioare din ultima perioadă depășește 35-38 de grade, precizează compania feroviară într-un comunicat. Și urmează niște detalii tehnice în care ni se explică faptul că soarele și umiditatea afectează instalațiile de aer condiționat montate în trenuri. Specialiștii în domeniul transporturilor traduc însă pe scurt comunicatul celor de la CFR Călători. Avem trenuri vechi și instalații de aer condiționat la fel de vechi. Tot ce înseamnă parc rulant, vagoane, săgeți albastre, locomotive și așa mai departe, tot ce înseamnă acest parc de material rulant din CFR Călători, știm că au majoritatea acestor echipamente au durata de viață sau
echipamentele privind modul de reparație este depășit în mare parte. Îți spun pentru că știm că sunt reparații capitale întârziate, sunt reparații capitale de milioane de euro pentru care CFR Călători ar trebui să aloce bani. Mai mult decât atât, într-adevăr, într-un tren știi foarte bine. Nu știu dacă în secunda asta 30% din parcul care funcționează pe calea ferată are aerul condiționat reparat și funcțional. Și ca tacâmul să fie complet, CFR vine și cu un sfat pentru cei care vor să călătorească cu trenul. Să caute trenuri cât mai goale și să-și amâne călătoriile până când găsesc unul. Mie mi se pare de noaptea minții, știi? Ar fi trebuit să ne explice totuși CFR Călători de ce în România anului 2022 ultimul vagon nou, ultima săgeată albastră, am cumpărat-o acum aproape 20 de ani. Europenii s-ar putea confrunta cu o criză energetică fără precedent și asta din cauza că gazoductul Nord Stream este programat să treacă prin lucrări de întreținere în luna iulie și există pericolul să nu repornească după aceste reparații. Și chiar dacă țările dependente de gazul rusesc au început deja să importe mai mult din Statele Unite, nu este clar dacă vom trece cu bine peste iarnă. În ciuda acestui fapt, specialiștii spun că România nu ar trebui să întâmpine probleme. România are rezervele proprii de gaz. Trebuie numai să creștem producția din rezervele interne, să accelerăm producția și injecția de gaz din offshore și să accelerăm interconectorul de gaz dintre Grecia și Bulgaria, astfel încât să putem să primim gaz și din sursa Azerbaidjan. În același timp, specialiștii spun că autoritățile trebuie să rămână precaute în privința alimentării rezervoarelor. Va trebui în continuare să luăm măsuri foarte clare de umplere a rezervoarelor noastre de gaz, care acum sunt la circa 49, ceva de ordinul a 50%, vor trebui clar umplute pentru a putea să avem într-adevăr siguranța alimentării cu gaz în iarnă. Posibilitatea ca rușii să oprească definitiv alimentarea cu gaz natural îi face pe experți să creadă că la scară largă Europa se va confrunta cu probleme majore de alimentare. Dacă Rusia întrerupe complet alimentarea cu gaz și prin Nord Stream 1, lucru pe care nu cred că îl va face pentru că au nevoie de banii pe care țările care primesc gaz pe acolo îi plătesc. Chiar și așa, dacă temerile specialiștilor se vor adeveri, se preconizează o iarnă dificilă. E foarte clar că va exista o perioadă oarecum mai dificilă în iarnă. Se vede că Statele Unite țin promisiunea de a alimenta cu mult gaz la natural lichefiat. Norvegia, Nordul Africii, Algeria își vor crește producția, deci există niște posibilități ca și restul, deci partea de vest a Uniunii Europene, mai ales Germania, să poată să treacă iarna. PSD va decide mâine în ședința Consiliului Politic Național cine va fi noul ministru al agriculturii după demisia lui Adrian Chesnoiu. Cele mai multe surse îl indică drept viitor șef peste agricultură pe Petre Daia, dar sunt și alte nume vehiculate. Liderii PSD vor vota un nou ministru la agricultură, iar marele favorit este Petre Daia, fost ministru în guvernul susținut de Liviu Dragnea, care, după cum spun unele surse din partid, s-ar bucura acum de susținerea lui Marcel Ciolacu, actualul lider al PSD. Și se pare că dorința lui Ciolacu este împărtășită de cei mai mulți lideri ai PSD, iar numirea oficială a lui Daia ar putea fi doar o formalitate. Sunt însă și voci care ar dori să impună alte nume în fruntea Ministerului Agriculturii. Secretarul general al formațiunii politice, Paul Stănescu, îl susține pe Florin Barbu, deputat de Olt, care este în aceste momente președintele Comisiei de Agricultură de la Camera Deputaților. Stănescu l-a propus încă de la început pe Barbu, în contextul în care Adrian Chesnoiu, fostul ministru, a fost susținut de aceeași filială, cea din Olt. Un alt nume vehiculat este cel al lui Daniel Botănoiu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii în acest moment. Adrian Chesnoiu și-a dat demisia de la Ministerul Agriculturii după ce procurorii DNA i-au deschis dosar penal pentru că ar fi intervenit pentru angajarea mai multor persoane în minister. Odată cu aceste acuzații, ministrul a ales să plece din fruntea ministerului, iar Camera Deputaților a votat pentru ridicarea imunității și începerea urmăririi penale a acestuia. În plenul Camerei Deputaților, Adrian Chesnoiu le-a cerut colegilor să voteze pentru ridicarea imunității parlamentare, spunând că se consideră nevinovat și că va dovedi acest lucru în instanță.
Republica Moldova s-ar putea uni din nou cu România în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Cele două țări ar face parte din aceeași familie, chiar dacă Rusia nu contenește să facă amenințări și să se opună. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține însă că moldovenii nu se tem de opoziția Moscovei și că își vor continua parcursul către Uniune. Recent, după anunțul Consiliului European privind obținerea de statut de țară candidată la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova au organizat o ședință comună a celor două legislative. Am participat la acest eveniment invitat din partea Parlamentului European. În ciuda dorinței moldovenilor să adere la Uniunea Europeană și a contextului actual dificil din cauza războiului din Ucraina, Moscova își permite încă să critique apropierea dintre Moldova și România. Ce m-a uimit însă este reacția fostului președinte al Federației Ruse, Medvedev, această figurină a lui Putin, care a criticat în termeni foarte duri o apropiere firească între România și Republica Moldova în contextul integrării europene acestui stat. Totuși, Eugen Tomac a oferit asigurări și a garantat că, în ciuda amenințărilor, Republica Moldova nu își va modifica parcursul și nu se va lăsa intimidată de poziția Rusiei. Amenințarea venită de la Moscova nu ne sperie, pentru că obiectivul nostru este ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, iar aici, în familia europeană, națiunea română să se reîntregească așa cum este firesc, nu așa cum își dorește Moscova. Premierul Nicolae Ciucă a participat la evenimentul organizat cu ocazia preluării oficiale a fabricii Ford Craiova de Ford Otosan. Șeful executivului s-a declarat optimist în privința beneficiilor pe care le aduce această preluare pentru economia României. Ford Otosan a anunțat o investiție de jumătate de miliard de euro la fabrica de la Craiova. Ceea ce este de subliniat, începând cu anul 2024, va fi produs primul autovehicul complet electric. Proiecte care sunt bazate pe o viziune de dezvoltare în perioada următoare a fabricii Ford de la Craiova și, de asemenea, intențiile de investiții și de dezvoltare pe orizontală pentru tot ceea ce înseamnă nevoia de a asigura coerent producerea de autovehicule în Craiova. Potrivit șefului executivului, toate aceste investiții noi vin cu o serie întreagă de obligații de angajamente pe bază de dialog la nivelul guvernului pentru a susține tranziția de la motoarele pe combustie la motoarele complet electrice. La nivelul guvernului există un angajament asumat prin PNRR, astfel încât până la finele anului 2026 să realizăm 18.000 de stații de încărcat. 13.000 sunt din fonduri europene, 5.000 vor fi finanțate de la bugetul de stat. Ca atare, toată această evoluție și dezvoltare pe baza investițiilor străine și românești au la bază angajamentul guvernului pentru a sprijini acest sector. Ciucă a punctat faptul că preluarea fabricii Ford Craiova de către Ford Otosan lărgește orizonturile politicii externe de investiții a României și avantajează parteneriatele pe toate fronturile. Ca premier liberal, încă de la preluarea mandatului, am avut o abordare cât se poate de deschisă către dialogul cu sectorul de business și, de asemenea, o deschidere pentru tot ceea ce poate să însemne susținere către sectorul de business din România și sectorul de investiții din afara țării. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de predictibilitate, avem nevoie de investiții. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că avem prezenți astăzi la Craiova nu doar doi investitori, Ford și Ford Otosan, ci avem elementele de bază ale parteneriatului strategic pe care țara noastră îl are, atât cu Statele Unite ale Americii,
cât și cu Turcia. Un alt obiectiv comentat de Nicolae Ciucă a fost îmbunătățirea forței de muncă. Șeful executivului spune că prezența investitorilor turci la fabrica Ford Craiova înseamnă mai multe locuri de muncă pentru români. Am aflat că există o dezvoltare pe orizontală foarte consistentă și, desigur, managerul general al Ford, Otto San, ne-a solicitat în discuția de astăzi să avem în vedere ca în perioada imediat următoare să avem un dialog în ceea ce privește venirea în România a altor investitori parteneri ai companiei Ford Otosan. Avem această deschidere și sprijinim toate aceste demersuri. Și, de asemenea, este foarte important să subliniem că, practic, acest demers se încadrează foarte bine în eforturile guvernului pentru protejarea economiei și, în mod special, pentru protejarea locurilor de muncă. Ford a transferat proprietatea asupra fabricii sale din Craiova, care produce vehicule și motoare, către Ford Otosan, lucru care a permis companiei să-și extindă operațiunile la nivel internațional. În paralel, Ford Otosan a anunțat o investiție de 490 de milioane de euro la fabrica din Craiova, care va fi implementată în următorii 3 ani, pentru a sprijini lansarea viitoarei generații a modelului curier. De asemenea, Ford Puma, cel mai bine vândut autoturism Ford din Europa, va beneficia în 2024 de o versiune complet electrică ce va fi produsă la fabrica din România. Campionatele europene de juniori de la Otopeni au debutat bine pentru David Popovici. Sportivul român de 17 ani a reușit să se califice în semifinala de 200 de metri liber, care se va desfășura tot astăzi. E primul Popovici. Dublul campion mondial David Popovici a avut un start bun și a reușit să se claseze primul în calificări, la o diferență semnificativă de următorul clasat. Astfel, sportivul român va înnota în semifinale, care vor avea loc tot astăzi începând cu ora 17. David Popovici s-a înscris la 3 probe, 50, 100 și 200 de metri. În ediția precedentă desfășurată în Italia, el a reușit să câștige aceste probe. De asemenea, sportivul a luat parte și la ștafeta de 4 ori 100 de metri liber, alături de Alexandru Constantinescu, Ștefan Cosma și Patrick Sebastian Dinu. Cei patru au câștigat seria a treia după o confruntare dramatică cu Marea Britanie, calificându-se în finală cu cel mai bun timp. În plus, nici echipa feminină la aceeași probă nu s-a lăsat mai prejos. Bianca Costea, Rebecca Ime Diaconescu, Irina Preda și Anastasia Baco au reușit să se califice în finală. Zeci de migranți au încercat să treacă ilegal granița spre Ungaria de ieri până astăzi. Cei mai mulți erau ascunși în camioane, printre mărfuri. În total, polițiștii au prins 34 de migranți din 7 țări din Africa și Asia. În Vama Nădlac 2 s-au prezentat 2 șoferi de camion, unul român și unul bulgar, pentru efectuarea formalităților de la graniță. În urma unor controle mai amănunțite ale autorităților de frontieră, deși pe hârtie camioanele erau încărcate cu covoare și frigidere, au fost găsiți și 27 de migranți ascunși. Destinația finală era vestul Europei. Persoanele aveau vârsta cuprinsă între 20 și 44 de ani. Un alt caz a fost la punctul de trecere a frontierei Vârșand. Un cetățean bulgar voia să treacă vama spre Ungaria cu un camion de marfă încărcat cu role de cauciuc. În urma verificărilor au fost găsiți 7 cetățeni afgani, destinația transportului fiind Olanda. În aceste cazuri, polițiștii de frontieră au deschis o anchetă. Oamenii legii vor desfășura cercetări pentru a descoperi ce se află în spatele întregii activități infracționale. Suedia și Finlanda au semnat astăzi acordul de aderare la NATO și au primit oficial statutul de candidați. Protocoalele de aderare vor merge în perioada următoare în toate statele membre NATO pentru ratificare, un proces ce se anunță mai scurt decât de obicei. NATO ambassadors have just signed the accession protocols for Finland and Sweden. This is an historic day for Finland, for Sweden, for NATO and for Euro-Atlantic security. We share the same values and we face the same challenges in the Baltic Sea and beyond. Russia's brutal invasion of Ukraine has shattered peace in Europe. So it is important we all stand together at this dangerous moment in our history. Finlanda și Suedia sunt de acum cu un pas mai aproape în a deveni state membre NATO. Asta după ce ambele țări și-au semnat protocoalele de aderare la alianță și au devenit oficial state invitate. The membership of both Finland and Sweden
will not only contribute to our own security, but to the collective security of the alliance. Together, we are stronger in defending the rules-based international order and the principles of democracy, freedom and rule of law. Odată semnate, protocoalele de aderare se vor duce în parlamentele tuturor celor 30 de state membre NATO pentru a fi ratificate. Acest proces va decurge însă mult mai rapid decât în mod obișnuit. Today's signing is a significant step on our path towards full NATO membership. The process of ratification now begins in each of the allied countries. As a future member of the alliance, Sweden will contribute to the security of all allies. We are convinced that our membership will strengthen NATO and add to the stability in the Euro-Atlantic area. Acceptarea Finlandei și a Suediei a fost oficial convenită între membrii alianței în cadrul summitului de la Madrid, deși aproape toate țările își exprimaseră acordul de principiu încă de dinainte. O excepție a fost Turcia, care a avut mai multe nemulțumiri pe tema curzilor și a politicii de extrădare a celor două țări scandinave. Dar în cele din urmă și Ankara și-a dat acordul după ce atât Finlanda cât și Suedia au acceptat toate condițiile Turciei. Odată cu intrarea Finlandei și Suediei în NATO, practic toate țările nordice vor face parte din alianță, iar intrarea celor două țări va mări granița terestră a NATO cu Federația Rusă cu încă 1300 de kilometri. Punem punct aici jurnalului orei 15 de la Fix. Vă reîntâlniți cu Ioana Constantin la Politica Zilei. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la jurnalul orei 18.